Recent a explodat știrea potrivit căreia Alex Body s-ar fi cuplat cu o fată de oraș, Bianca Iordache. Dar până vom vedea dacă această prietenie aflată la început de drum va avea șanse să reziste, să urmărim ce a făcut Alex Body la sfârșitul săptămânii trecute. După o nouă repriză de distracție într-unul din restaurantele cu ștaif de pe șoseaua Nordului, afaceristul a părăsit regulamentar localul la miezul nopții. Trăiți? Ai dormit aici? Am dormit undeva prin parcare. Asta a scaz, nu mai declarăm că e ok. Pe azi e vinerea mare. Ce ați avut în meniu, domnule Bodin, în seara asta? Ce ați mâncat? Eu de dietă, de sport. Adică? Vine și pui. Ah, exact, pentru că mi-au spus și mie băieții că v-au comandat acum o friptură de pui, da, serios. Păi și seara mâncați vită și pui? Păi vită am mâncat mai devreme și pui acum spre sfârșit. Și ce te ajut? Păi meniul nostru în ce constă în cursul unei zile? Nu mă mai întrebe Bianca, vedeți? Așa, da. Singur? Nu sunt singur, sunt cu niște prieteni. Da, mă gândeam că poate în prezența, da, prezența vreunei domnișoare. N-am eu noroc. N-aveți. Două deodată să nu se înțeleg bine. A fost și la un alt club, nu? Da. Am fost, da. Păi, aveți o viață de noapte foarte agitată. Păi am cântări. Și mergeți în fiecare zi la sală, la sport sau? Ma. Poate o zi pe săptămână nu merg, dar majoritatea timpului merg. Și lucrați în fiecare zi o altă grupă de muși, nu? Corect. Bravo. Și acum unde mergeți? Sau? Acasă. Haideți, domnule Body. Chis la 12, pe unde să mai mergi? Mă gândeam că poate din club pescuiaș ceva. Nu, poate plec din localitate acum. Când, în seara asta? Da, da. Unde? Până la Constanța. Te vor să apară și fetele. Să le vedem? Le cunoașteți? Eu nu le cunosc. Păi haide să le cunoaștem împreună. Da, dar de-aia nu le pot cunoaște că tu filmezi și le... Păi să, haide să mergem împreună, haide să mergem împreună. Unde să le cunoaștem? Păi închide camera, du-te și le cunoaște. Păi cu dumneavoastră... Nu că se ascund. Păi dumneavoastră sunteți magnet pentru femei, nu eu. Sunt magnet. Eu sunt vorba aceea. Eu sunt fier, nu sunt magnet. Încet, încet, discuția alunecă înspre cel care i-a furat inima Biancai Drăgușanu, Gabi Bădălău. Cine ar fi crezut că între Body și Bădălău există asemănări? Profesionale, desigur. Și la Constanța ce ați făcut? Am avut de văzut ceva, niște chestii. Mă gândeam că poate vă implicați în construcții. Da, posibil. Ridicați apartamentul la Constanța? Nu, serios. Nu-ți mai zic nimic, Horațiule, te rog frumos. Deci intrați în afaceri cu imobiliare? Păi de unde știi că nu am? Și nu am știut. Păi vezi? Aveți că... Să copiezi și eu pe alții. Da, păi cine, pădurul Bădălău, că dânsul se ocupă de imobiliare. Nu știu, nu, am făcut o aluzie aiurea, adică nu era la el, doamne ferește. A, nu știați? Nu copiez pe nimeni, nu. A, nu știați că domnul Bădălău... Care e unic? Nu, nu știu de ce să știu. Care are afaceri imobiliare? Bravo, mă bucur, dar nu are. Păi da, el are imobiliare, eu sunt construcție, lucrez pe șantier. Diferență de nivel. După această mică înțepătură la adresa lui Gabi Bădălău, Alex Body continuă să fie șugubăț. Doar că, inevitabil, atingem și subiectul Drăgușanu. Oricum dumneavoastră aveți succes la femei. Ar fi cunoscut lucrul ăsta. Și n-ați agățat nimic în seara asta? Dar eu nu agăț, mă, ce sunt eu, clemă să agăț? Păi nu sunteți clemă, dar mă rog, cu șarmul dumneavoastră, cu vorba dumneavoastră dulce. Vorbesc, dar sunt mai timid, așa. M-am trepat rog, știu să vorbesc. A, și dacă noi închidem camera, mergeți la cele două domnișoare. Cum faceți cu acea mutație la doamna Drăgușanu? Am înțeles că vă trebuie niște acte, doar să mergeți la poliție să solicitați. Corect. Că... Da, dar ea are certificatul meu de naștere și încă ceva. A, certific... Am mutat la ea acasă de mult, de anul trecut când i-am schimbat buletinele. A... Am lămurit-o și pe asta. Certificatul de naștere al ei, la dumneavoastră? Nu, al meu e la ea. A, și nu vii de înapoi? Păi tot am vorbit că mi-l dă, mi-l dă și nu s-a întâmplat așa. Să-i transmit zilele astea prin cineva, dacă e posibil să mi le dea și... Deci numai cer... să mă ocup. Deci numai certificatul de naștere? Da, am ceva documente la dânsă. Și nu vrea să vi le dea? Nu cred că nu ar vrea, că n-are ce să facă cu ele, doamne ferește. Frumoasă geaca asta? Mulțumesc frumos. E piele? Cum? E din piele sau? Nu, din plastic. Ah, plastic. Că te-ai spus pe glume, domnule Body. Păi nu e bine să fie glumeț? Să mai... Glumeț, fetele vă așteaptă. Dar de unde știi că mă așteaptă fetele? Păi da cine? Doar nu pe mine. Dar nu pe mine mă așteaptă, doamne ferește.
poate pe tine. Păi de tu ai aici combinația, ai relații. Știați că au fost iertați pentru câteva ore Bianca Drăgușanu cu domnul Bodălău? Hai de unde să știu, te rog, încetează că nu mai vreau. Păi de unde să știu eu chestiile astea? Și nu mă privește pe mine, nu? Mă gândeam că am poate să... legătură sau ce? S-a zis că am vreo legătură cu ceva? Nu. Mă gândeam că poate să se confesează la dumneavoastră. Sau... Nu mai avem vorbitor. Nu. Dar credeți în această nuntă de 1 milion de euro, cum se vehiculează? Sincer, nu știu ce milion de euro și ce... Eu nu cred doar în mine, atât, și în Dumnezeu. Și nunta dumneavoastră, mă rog, cununia civilă cu Bianca, cât v-a costat atunci? Nu știu, nu mai țin minte, că e de domeniul trecutului. Dar dumneavoastră a suportat-o... Dați voi un pic să scap, da, să scap și... Sunt rușinoase fetele. Dar bănuiesc că acele cheltuieli dumneavoastră le-ați suportat, nu? Cred că da. Se spune că ar vrea să-și cumpere o rochie de mireasă de la Paris. Dar nu am treabă, poate să o cumpere din Beirut. Ce treabă am eu, de unde cumpără? Uite, vezi? Viața mea! Vezi, mă, lasă! Vezi, domnule, nu body. Filma, nu filma, no, te rog, vezi. E glumă. E glumă. Le-am zis lor să mă ajute așa. Te salut, frații, seară frumoasă. Și numere de la mașină că... Săptămâna viitoare. Aceleași, cu bod, da? Bine, să trăiți. Mai aveți de gând să vă faceți vreun tatuaj pe undeva? Eu? Da. Când strâng bani. Cât e un tatuaj? Nu știu, de-aia trebuie să văd că sunt în urmă cu prețurile. Și în ce zona a corpului ați vrea să-l faceți? Vrei să arăt acum? Decent. Nu, vreau să-mi continui picior. Dreptul sau stângul? Drept. Adică asta e o vorbă, ai grijă, cu dreptul sau stângul e o vorbă cunoscută. Da, nu știam, nu știam. Bine, știi altcineva. Și atunci, cam peste cât timp o să vă realizați acest tatuaj? Să vedem, că acum începe căldura, e un pic complicat. Alex Body și Gabi Bădelău mai au un punct comun în care și dispută supremația, ceasurile de lux. Ceasul ăla rivalizează cu al domnului Bădelău, că și dânsul are un ceas foarte scump. Dar nu rivalizează nimeni cu nimeni, de ce zici rivaliză? Păi, un obiect... Ți-a e deschisă pentru oricine, nu? Și materie de amor, și materie de orice. În orice e deschis. Bine. Uite, du-te filmați. Aoleu, poliția. A venit poliția. Doamne. Vezi? Du-te și filmează, că acolo e ceva important, nu pe mine. Hai. Ce s-o fi întâmplat, domnule Body? Păi nu știu. Tu mă vezi să fiu eu acolo? Nu, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Consumul de alcool. Ei știu ce consumă.